Plenul reunit al Parlamentului a dat aviz favorabil cu unanimitate de voturi pentru referendumul declanșat de către președintele Klaus Iohannis pe tema justiției. Avizul a fost acordat fără modificări față de raportul Comisiei Juridice după aproximativ 40 de minute de dezbateri, în timpul cărora PNL și PMP au susținut fără rezerve referendumul, iar USR a dorit eliminarea unora dintre sugestiile prevăzute de PSD în raportul Comisiilor Juridice. Socialdemocrații s-au declarat și ei în favoarea referendumului, dar au criticat motivațiile președintelui Iohannis de a convoca acest plebiscit. După avizul favorabil acordat de Parlament, președintele Klaus Iohannis va putea declanșa procedurile privind consultarea populară și va trebui să stabilească și întrebarea care va apărea pe buletinele de vot. În scrisoarea trimisă Parlamentului pe 24 ianuarie, Iohannis a afirmat că referendumul va viza continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Acest demers al șefului statului va costa aproximativ 250 de milioane de lei, bani care nu au fost prevăzuți în bugetul pe 2017.